mirului. Când ne uităm la gestul ei, vom descoperi câteva din trăsăturile unei închinări de bun miros înaintea Domnului. Mai întâi, gestul ei a fost un gest pe care a vrut eminamente să-l facă Domnului. A fost intenționat doar și numai pentru Domnul. De asta, Domnul Iisus este cel care spune în contextul acesta: ea a făcut un lucru frumos față de mine. Și, dragii mei, atunci când ne închinăm Domnului, într-un sens trebuie să-i uităm și pe cei din dreapta și pe cei din stânga și să înțelegem că închinarea noastră este exclusiv, este înaintea lui Dumnezeu. De asta e extrem de important să înțelegem că atunci când venim la oaltă, învățăm să ne închinăm direct lui. Și ceea ce îi dăm lui, nu mai dăm nimănui altcuiva. Maria a spart vasul nu doar ca să curgă mirul, ci a spart vasul ca să își spună ei că ceea ce a dat ea Domnului nu va mai da niciodată altcuiva. Dragii mei, vreau să nu uităm că închinarea noastră trebuie să fie o închinare în care țintim să dăm cei mai bun Domnului nostru. Psalmistul ne spune: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Dragii mei, o viață de închinare este o viață în care facem tot ceea ce facem, dar facem ca și numai pentru Domnul. Uitați-vă de asemenea că în gestul ei, Maria își pune sufletul în față. Intenția ei era intenția dragostei și gestul ei este un gest izvorât din dragoste. De altfel, dragii mei, Scriptura ne spune: tot ce faceți să fie făcut cum? Cu dragoste. Domnul apreciază ceea ce facem, dar ceea ce facem cu dragoste. N-a încercat să-l cumpere pe Domnul, n-a încercat să-l îmbuneze, ci gestul ei a fost izvorât din această dragoste deosebită. Sigur, noi știm, era în parte și datorită faptului că l-a înviat pe Lazar. Nu era un lucru mic. Dacă Dumnezeu îl vindecă pe cineva drag ție, nu simți dorința să spui: Doamne, de bucurie pun absolut toate lucrurile la picioarele tale? Gestul ei și închinarea noastră, dragii mei, ar trebui să fie izvorâtă din această întrebare: cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine?